În cadrul festivalului La Paz 2024, echipa Aquatim a adus un plus de valoare comunității prin standul său dedicat testării apei potabile, sub deviza Clarca apa de băut. Specialiștii Aquatim au oferit participanților oportunitatea de a descoperi în detaliu calitatea apei de la robinet. Cei prezenți au putut urmări cum reacțiile chimice din eprubete modificau culorile apei. Spre fascinația copiilor și interesul adulților, curioși să afle mai multe despre procesul de testare a apei. Prin prezența la festivalul La Pas, Aquatim a reafirmat angajamentul său față de comunitate, promovând educația despre importanța apei potabile sigure. Participanții au plecat nu doar cu cunoștințe noi, ci și cu încrederea că apa de la robinet este de înaltă calitate.